Salter și bine v-am regăsit la acest videoclip unde continuăm a, să stilizăm ceea ce am avut noi acolo în booster. Acum, dacă ați văzut în videoclipul trecut, a, în exercițiul trecut, mai bine spus, v-am dat acolo un mic, a, un mic challenge pentru stilizare. A trebuit să faci câteva lucruri. În principal, nu o, să mai, nu o să mai, lucrăm la acest title, a, ci o să lucrăm la această secțiune Features. A, dacă v-ați uitat la exercițiul trecut, care eu chiar recomand să vă uitați și să a să realizați ce ce v-am propus eu acolo, atunci va trebui să lucrăm puțin cu partea asta, cu partea de features, până să trecem la următoarele lucruri pe care le avem. Așa că în videoclipul de astăzi voi încerca să vă arăt soluțiile pentru ceea ce v-am dat eu în videoclipul, în exercițiul trecut, mai bine spus, la cele mic challenge în care vă spuneam să adăugați aici câte un icon, să le centrați folosindu-vă de gridul de la Bootstrap și așa mai departe. Acum că acestea sunt spuse, hai să ne apucăm de treabă, așa că să ne ducem la acest Visual Studio Code, ne întoarcem în index.html-ul nostru și acum să găsim acel feature section, dacă mai jos vă, vă uitați aici, avem acest feature section unde ne am pus și acest comentariu frumos. Acum observăm că tot, tot textul nostru este pus aici un H3 și după aia avem mic un, un mic paragraf care ne explică despre ce, despre ce este acel feature. Ce vrem noi să facem este să le uh, să le facem un layout folosind ne de gridul de la Bootstrap. Așa că știm și noi că ca să facem un layout, mai întâi trebuie să definim un div și div-ul ăla va avea o clasă de row. Acum tot ce se va include în acest rând vor fi aceste trei mici lucruri pe care le avem aici. Așa că de ce să nu închidem div-ul aici înainte să se închidă și secțiunea dată. Acum că am închis acest div, putem spune că avem totul în frumos pus într un uh, avem pus totul frumos într-un rând, chiar dacă voi încerca să dau acum un refresh, veți vedea că încă nimic nu l-a schimbat pentru că încă nu ne-am jucat cu acele colonițe. Acum să ne gândim cum vrem noi să le amplasăm. Eu m-am gândit că în momentul în care noi suntem pe un desktop, adică în momentul în care suntem pe un calculator, aceste trei features să fie toate într-un rând și în momentul în care trecem pe o tabletă sau pe un smartphone să treacă ele în fiecare rândul lor diferit, adică cum le vedeți aici. Așa că ca să facem lucrul dat, țineți minte că Uh, ot, spun așa, 100% din lățimea ecranului ocupă 12 unități de ale bootstrap-ului. Așa că va trebui, dacă vrem să încapă 3 pe un rând, trebuie să punem o coloană care va avea 3 unități, uh, care va avea 4 unități, deoarece 12 din părțile la 3 este 4. Așa că pentru fiecare uh, pentru fiecare feature pe care l avem aici, să creăm câte un div nou pe care o să-l închidem. Dacă puteți auzi acolo pe fundal vecinii mei fac niște reparații, nu știu, am încercat să închid fereastra, asta, nu se va auzea așa e tare, cred că totuși se aude. Ok, vom încerca să-l creăm cu ceva absolut de fundal, sper că nu o să vă încurce foarte tare. În orice caz, dacă avem aici acest row, după aia am spus că trebuie să creăm câte un div pentru fiecare feature, ca după aia să le putem adăuga niște clase, ca să le definim mai bine. Așa că adăugăm și aici un div, adăugăm aici închiderea acelui div, îl spațiem frumos și după aia adăugăm un ultim div la ultimul nostru feature, adică aici. Hop, și mai adăugăm unul ca să închidem. Acum că avem toate aceste lucruri, putem să apăsăm repede să formatăm documentul ca să nu ne batem capul cu amplasarea lor, cu tabularea acestor divuri, mai lăsăm și noi acolo niște spații să înțelegem ce se întâmplă și acum putem să ne apucăm chiar acele colonițe. Acum să definim aici prima noastră clasă. Am spus că dacă vrem uh, ca ele să se amplaseze câte trei în rând în momentul în care suntem noi pe un desktop, atunci va trebui să definim o coloană care este largă, adică în momentul în care este pe un desktop, să ocupe patru unități. Așa în așa mod o să avem câte trei în rând și dacă voi pune această clasă pentru toate divurile pe care le am aici, dacă voi încerca să fac un refresh și o să mă reîntorc, uitați ce se întâmplă aici, s-au trecut toate trei într-un rând și în momentul în care eu mă pun pe o dimensiune de tablet sau de smartphone, observați cum ele s-au dus acolo frumos a fiecare în rândul lor și sunt de asemenea cele trei feature pe care le avem înainte și de asemenea avem și acest mic meniu care încă funcționează, așa că să ne bucurăm și de acest lucru. Următorul lucru pe care trebuie să facem, eu cred că trebuie să ne apucăm de stilizare, acum că am reușit să facem acest layout. Și un primul lucru care m-a interesat pe mine la această stilizare este să punem puțin padding pentru că vedeți cum sunt lipite toate unul de altul. Așa că să încercăm să ne reîntoarcem aici, ne uităm la acest și observăm aici că avem un ID aparte pentru acest features. Așa că să încercăm să adăugăm puțin padding în acel styles.css. Așa că ne vom duce în acest styles.css și după aia vom scrie acel ID de features sub un pound sign și să-l punem, cred că să definim un nou, un nou comentariu aici, o să-l numim features section.

am -a gândit 7% și 15% cred că o să arate destul de bine, nu contează dacă la voi este altcumva, dacă ați făcut exercițiul, în cazul meu cred că o fi ceva de genul. Cred că acum arată destul de bine, nu contează dacă numerele voastre nu sunt aceleși ca și numerele mele, contează să arate plus minus la fel. Acum că avem aceste trei lucruri, următorul lucru pe care îl putem face este să amplasăm aceste iconuri. Acum m-am gândit la trei feluri de iconuri, primul icon ar fi iconul pentru inimioară, după ce avem această icon pentru inimioară, haideți să mai deschid încă două fantosmuri. Uh, Să-l căutăm, să căutăm aici după ce mi se va încărca totul. Așa s-a încărcat și cred că vom folosi noi această inimioară, după aia vom avea un checkmark, vom lua un checkmark care este rotund și după aia vom lua frumos un target și target pe care vom lua cred că va fi acesta pentru că după părerea mea arată cel mai bine. Și acum să le punem în ordine, mai întâi trebuie să meargă acel checkmark, după aia acel, după aia, nu mai întâi inimioară, după care targetul și după care checkmark-ul. Și acum că le avem pe toate trei, le putem implementa. Putem să copiem acest code snippet, să ne reîntoarcem la index.html nostru și să le adăugăm. Le vom adăuga înainte de acest H3. Uh, am închis acolo acel italic tag automat și după aia să le adăugăm și pe restul. Adăugăm acest bullseye. O să-l adăugăm aici și după aia să adăugăm ultimul checkmark pe care îl vom adăuga și pe el aici. Așa, salvăm totul și ne reîntoarcem să vedem cum merge site-ul nostru și site-ul nostru acum puteți vedea că are aceste mici, mici uh, iconuri, care totuși uh, sunt, în primul rând, sunt foarte mici și în al doilea rând puteți vedea că nu sunt centrate. Așa că primul lucru pe care am vrea noi să-l facem este să le centram. Ca să le centrem, eu cred că haideți mai bine să definim aici o nouă clasă cu care ne vom juca noi. Cred că clasa se va numi icon. O vom numi icon ca să ne putem juca cu ea. Mai definim și aici și clasă și o definim și jos, ca mai întâi să le centrăm pe toate. Ok, și ne vom întoarce la acest styles.css as și ne vom juca cu această clasă, vom pune un punct icon și după aia, dacă am spus că vrem să fie centrate, punem un text, bar line, și al aliniem pe centru și un, încă un lucru pe care am gândesc să-l facem este hai să-i dăm puțin padding din toate părțile care vor fi 4,5% doar ca să arate puțin mai bine ca să nu fie totul lipit. Acum, dacă mă vrei întoarce și îi dau un control R, puteți vedea cum acum sunt puțin mai sus, dar încă nu sunt aliniate pe centru în modul în care am vrut eu ca ele să fie aliniate. Cred că dar va fi mai bine să nu aliniem doar aceste iconuri în parte, așa că vom știe totul ce avem aici, poate mai bine să spunem într-un comentariu. Și vom face un alt lucru, în loc să avem o clasă acolo pentru item, vom încerca să aliniem totul deodată. De ce spun acest lucru? Vom încerca să creăm aici niște feature boxes. Adică vom avea aici un feature box pentru fiecare, a, pentru fiecare feature se va include într-un anume feature box. Așa că vom introduce aici un feature box, aici un feature box și aici un feature box. Și vom încerca să copiem ceea ce am pus aici pentru acest icon. Vom încerca să copiem aici pentru acel feature box. Făcând acest lucru, ar trebui totul să se alinieze și să aibă și un padding frumos. Să încercăm să facem un dat. Vom da un Ctrl-R și puteți vedea acum cum totul este aliniat și foarte frumos. Ați văzut și voi, nu trebuie să punem doar pentru icon, pentru că iconul se aliniază pe centru, după axa lui, dar trebuie să aliniem totul împreună. Așa că din această cauză am definit o nouă clasă, acel feature box, ca să putem alinia totul împreună. Și acum că avem făcut acest lucru, putem să ne jucăm cu dimensiunile iconurilor, cu dimensiunile celor mici Uh, mici imagini pe care le avem deoarece mi se pare mie că încă sunt destul de mici. Așa că să punem aici un punct icon, dacă deja am definit acele clase și mai întâi să-i dăm, uh, nu știu, îi dăm poate o mărime și pe lângă faptul că îi dăm o mărime, să-i dăm mai multe lucruri, mă gândesc eu mai întâi să-i dăm și o culoare. Uh, culoarea pe care o să-i dăm o să fie uh, v-am notat eu acolo în acel exercițiu, o am pe celălalt ecran, EF8172. Și acum puteți vedea că avem acolo o culoare plus minus roz. Și acum de ce nu am pus eu aici mărime? Mi-am amintit că cei de la font awesome, dacă o să ne reîntoarcem, puteți vedea că ar trebui să aibă un lucru foarte interesant. Dacă ne vom uita la o imagine aparte, stau prins cu pe ecran, Ok, văd că l-au scos de pe site, trebuie să ne băgăm în documentație, dar nu o să stăm mult să pierdem timpul, să vă explic eu ce au cei de la de la font 8, awesome, cei de la font 8 awesome pot să incluzi o clasă numită font 8, awesome și după aia dai un 4x sau un 3x sau un 5x, nu știu. Și în de ce x pui acolo, ți se va mări imaginea. Așa că putem pune aici un FA4X, dar nu o să-l punem la feature box, o să punem unde avem acel icon. Îl punem aici, îl punem aici, îl punem aici, folosindu de clasele de la font awesome, o să le mărim și nu o să scrim noi CSS-ul nostru, doar pentru că este mai ușor. Acum în momentul în care eu fac un control puteți vedea că s-a schimbat acolo frumos și culoarea pe care o avem și s-a făcut și mai mare acel icon. Acum, următorul lucru la care m-am gândit eu să facem este să ne mai jucăm puțin cu acele iconuri, pentru că încă nu sunt total satisfăcut de cum arată ele. Ca exemplu, putem să ne întoarcem în acel styles.css aici și să adăugăm un margin în partea de jos. Din ce cauza adăugăm noi un margin? Pentru că vedeți că acum este cam, a, cam lipită această imagine de textul pe care îl avem noi sus. Puteți vedea aici. Avem foarte, foarte puțin loc dintre imagine pe care o avem sus și dintre text. Așa că ne vom întoarce și la acest icon. Vom adăuga aici un margin bottom care va fi de un REM. În momentul în care eu fac acest lucru, ei voi da un control R și puteți vedea cum ele ar trebui să se ridice. Da, s-au ridicat acolo puțin mai sus. Și acum putem vedea că arată mai bine. Uh, în web design, uh, în web development, eu nu sunt un web developer, eu fac acest lucru doar așa dintr-un hobby câteodată, dar trebuie să vă predau și vouă, așa că mai învăț eu odată cu voi. În orice caz, în web development, chiar și micile schimbări, chiar și bucățele cele mici de cod care le schimb tu de 3-4 litere, pot să aibă un impact foarte mare asupra modului vizual în care poți tu observa acest website. Așa că acest lucru chiar a fost un exemplu foarte bun, puteți vedea acum cum arată mai bine. Acum, un alt lucru care m-am gândit eu să-l introducem aici, care v-a lansat acolo și în acel exercițiu, este să introducem un hover state. Dacă vă vom -am duce minte ce este un hover state, în momentul în care eu dau cursorul meu deasupra unui icon, deasupra unui oricare obiect, atunci acel hover state, care este o pseudo-clasă, ne permite să schimbăm anumite atribute doar în momentul în care eu dau cu mouse-ul deasupra unui icon anumit. Așa că putem să-i înducem aici înapoi, și dacă mă țineți minte cum să introducem un hover state, ar trebui să o faceți singur, așa că luați acest lucru ca un challenge și schimbați culoarea, culoarea tuturor iconurilor icon noastre în momentul în care noi facem hover deasupra lor să fie în această culoare roz, roșiatică pe care am folosit-o deasupra. Așa că puteți pune pauză videoclip acum și să faceți lucrul dat. Ok, cum a mers? Să, vă încerc să, să încerc să vă arăt eu cum se face acest lucru. Mai întâi vom defini iarăși această clasă punct item, icon și după aia ca să definim o pseudo clasă trebuie să punem două puncte. După ce am pus cele două puncte putem să ne definim pseudo clasa noastră care este hover. După ce avem această pseudo clasă Hover, știu că momentul în care noi dăm deasupra cu cursorul peste acestea icon-uri noastre, atunci ar trebui să se schimbe culoarea. Culoarea la care vrem noi să schimbe este nimic altceva decât așa culoare pe care am folosit-o acolo pentru acel title section care puți vedea că este și la mine și salvate FF4C68. Momentul în care eu pun această culoare acolo să fie la Hover State, dacă voi face un control R. Puteți vedea că nimic nu s-a schimbat dar în momentul în care eu dau cursorul deasupra. Uitați-vă ce frumos se schimbă acolo colorile fiecărui icon al nostru în parte. Observați cum se produce acest lucru. Și acum nu pot să spun că am realizat totul ce am pus acolo în plan, totul ce v-am dat eu în trecut, ca să realizați, am reușit să realizăm. Dacă aveți nevoie de codul de final, aici puteți vedea ce am schimbat eu în acest feature section și să nu uitați de asemenea de layout-ul care l-am pus aici folosind unele de grid sistemul de la bootstrap, observați aici cum am pus aici frumoase aceste coloane. A, și Observați cum încă sunt responsive toate aceste lucruri. Dacă le-am pus noi într un feature box, și am făcut doar acele feature box-uri să fie responsive. Observați în momentul în care eu fac mai mic totul. Observați ce frumos se alinează aici totul la noi. Și chiar dacă voi încerca să fac mai mic nimic, nu ar trebui să schimbe, pentru că acum suntem la o dimensiune de smartphone. Dacă fac mai mare, ar trebui să fim la o dimensiune de tabletă pe mai mic. Da, acum suntem la o dimensiune de tabletă. Puteți vedea cum arată destul de mini și acum suntem la o dimensiune de desktop. Și când suntem la o dimensiune de desktop, puteți vedea cum ele automat se alinează câte trei în rând. Am reușit să facem, până acum să fie totul destul de responsive și destul de frumos în termen de layout și, pe lângă termen de layout în termen de stilizare. Deja în următoarele videoclipuri, în chiar în următoarele două videoclipuri, voi încerca să fac două părți. O încerca să vă explic despre un concept foarte interesant care este numit caruselul bootstrap. Caruselul bootstrap îl vom folosi iarăși în website-ul nostru pentru că cred eu că este un lucru care totuși trebuie învățat și uh, de fiecare developer care se folosește de bootstrap. În orice caz, încă o dată, aici vă avem aici codul de aici avem codul de final pentru cei care au nevoie și aici avem codul de final din CSS. Ce să și mâncați ceva, nu știu, beți o cafea, pregătiți-vă pentru că o să aveți nevoie de puteri pentru că vă aștept eu în videoclipul viitor.